Cinstirea Sfântului Ierarh Nectarie a fost prilej de bucurie și pentru bisericile și așezămintele social-filantropice din Arhiepiscopia Dunării de Jos, care îl au ca ocrotitor spiritual. Cu acest prilej, icoana cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la reședința arhiepiscopală a fost adusă spre închinare la Spitalul de Recuperare și Boli Cronice Veneția Medical din Brăila. Această slujbă care au ținut-o în capela spitalului a ajutat foarte mult și viitoarele slujbe vor ajuta foarte mult pacienții noștri, fiind un spital de recuperare și boli cronici cu secție de paliație. Bolile și stadiul bolilor sunt din păcate foarte grave, pentru că aceasta înseamnă paliația și latura creștin-ortodoxă ajută foarte mult și colaborarea cu biserica aduce un lucru foarte bun pacienților, aparținătorilor, a cadrelor medicale. Spitalul de Recuperare și Boli Cronice Veneția Medical l-a primit ca ocrotitor pe Sfântul Nectarie în luna octombrie a acestui an. Astăzi fiind o zi specială, întrucât este să se sărbătorește Sfântul Nectarie, care este și ocrotitorul așezământului nostru prin bunăvoința înaltului Casian. Și astăzi am avut bucuria deosebită ca prin grija dumnealui să fie aduse, după slujba, liturghia ținută pentru Sfântul Nectarie, să fie aduse moaștele Sfântului Nectarie. Este o bucurie deosebită pentru spitalul nostru și mai ales pentru pacienții care în aceste secții de paliație sunt cu suferințe foarte mari și sunt mulți dintre ei pe ultimul lor drum. Foarte mulți au fost fericiți și a însuflețit prezența Sfintelor Moaște și binecuvântarea părinților. Preoții, purtând pe brațe icoana cu Sfintele Moaște, au mers în saloanele și la paturile bolnavilor, aducându-le alinare în suferință și oferindu-le câte o iconiță cu chipul Sfântului Ierarh Nectarie.